Bună, dragilor, aceasta este setarea pentru cum va fi săptămâna 23-29 mai 2022. Urmează să vă ofer și variantele dintre care puteți să alegeți. Pentru numărul 1, creație, și numărul 2, victorie. Acestea sunt cele două variante dintre care puteți alegeți, numărul 1 și numărul 2. Ok. Cei care ați ales numărul 1, creație, să vedem cum va fi această săptămână. Deja avem 5 și numărul 5 acolo. Probabil că o să fie provocări pe partea asta de creație, pe partea pe partea de a crea, pe partea de a concepe ceva, de a realiza ceva, poate un proiect interesant. Avem patru de bâte la baza acestui pachet. Stabilitate, dar avem prințul de spade aici, steaua și trei de cupe. Trei de cupe, clar. Văd chiar un proiect, de ce nu? Chiar un lucru în echipă, trei de cupe. Și foarte multe idei. Prințul de spade și steaua avem multă energie de aer, vărsător aici, gemeni, balanță, multă energie de aer și multe cuvinte interesante, bazate pe creații, pe idei, pe lucruri diferite, că avem 5 lucruri diferite. Poate că vor fi puține obstacole, că am simțit obstacole aici, puține obstacole în ceea ce privește comunicarea în această săptămână. Dar cu steaua, poate este ceva ce ține și de lucrurile din afară, lucrurile din exterior, de suprafață, ceva ce e în ochiul publicului, ca să zic, că avem steaua, da, faimă, de ce nu? Deci poate ideile voastre, creativitatea voastră în această săptămână o să iasă foarte mult în evidență. În proiectele voastre, în comunicare, în comunicarea cu ceilalți, mai ales relațiile vor fi destul de interesante în această săptămână. Relații de prietenie, în special, trei de cupe, este și un succes aici, ceva ce, o realizare, poate realiza ceva, sunt lucruri mărunte, da, într-adevăr, că e trei de cupe, am și patru de bâte, dar este ceva ce reușiți, poate să îndepliniți o sarcină puțin mai grea, mai abstractă, cu 5 aici, mai diferită, ceva ce iese din tipar cu creație. Ia să vedem niște cărți pentru prințul de spade. Ok, setul de spade la baza pachetului. Valetul de bâte. 8 de monede, clar. Și faetonul. 8 de bâte, aici am simțit instant că lucrați la imaginea voastră. Așa am simțit să zic acum. Că lucrați la imaginea voastră în această săptămână, poate și în general, până la urmă, sunt etalări și sunt etalări generale și pot varia indiferent de timp, dar mai ales în această perioadă, în această săptămână, să lucrați, cum am și zis, la poate la vindecarea voastră, la imaginea voastră. Simt mai mult că e vorba despre imagine aici, despre felul în care arătați, felul în care vă expuneți oamenilor, ce le arătați oamenilor, ce comunicați cu ceilalți, ce idei comunicați cu ceilalți. Și din nou avem faetonul la 3 de cupe, deci este un succes aici, e o victorie. Reușiți să faceți ceea ce v-ați propus sau să duceți la bun sfârșit un mic proiect sau o sarcină mai mică sau ceva ce ține de partea asta creativă. Să mai adăugați un lucru important în proiectul vostru. E așa o treaptă în plus. Și cu valetul de bâte, într-adevăr, multă energie. Multă energie în comunicare. Multă energie în a vă exprima foarte mult în această săptămână. Ideile, creațiile, da? Cuvântul cheie aici e creativitate. Și pasiune, munciți
Munciți cu pasiune la ceva, la visul vostru. Poate chiar să vă îndepliniți un vis. Și reușiți. În această săptămână reușiți să faceți ceva important pentru visul vostru. Poate că nu este ceva foarte mare, da? Că nu văd așa ceva măreț neapărat, dar este ceva important. E un pas. Avem aici, privește imaginea de ansamblu. Luna plină în semnul săgetătorului. Da, e o finalitate. Finalizați ceva în această săptămână. Reușiți să și finalizați ceva. Cu imaginea de ansamblu. Într-adevăr, poate că nu sunt toate piesele acum de puzzle pe în acest proiect sau încă mai aveți lucruri de lucrat, de făcut în viața voastră, indiferent despre ce este vorba. Eu vă mai mult pe partea de carieră în această lună, în această săptămână, pardon. Și totuși, cu privire și imaginea de ansamblu, în săgetător, care este considerat o zodie destul de norocoasă, chiar avem Jupiter aici, expansiune, poate chiar și detașare, să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă în această săptămână. Hai să mă port aici. Munca grea de până acum începe să dea rezultate. Luna nouă în semnul Capricornului. Da, are de-a face cu munca. Cu această creativitate. E o muncă aici. Reușiți să vedeți niște rezultate pe baza muncii voastre. Poate la sfârșitul acestei săptămâni, mai spre weekend sau da, mai aproape de weekend, în ultimele zile din această săptămână, să vedeți că începe să dea rezultate planul vostru, creativitatea, ideile voastre, încep să se materializeze într-un fel. Sau chiar să începeți ceva nou pe plan profesional, că avem luna nouă în semnul Capricornului. Ca zodie avem Rac, Capricorn, Vărsător, Săgetător, Balanță, Fecioară, Capricorn, am zis, Berbec și Gemeni. Cazul de ce sunt în evidență. Am văzut și un 4 de bâte, deci poate are de-a face și cu căminul. Cu schimbări în ceea ce privește căminul, creație, să vă folosiți foarte mult creativitatea. În camera voastră, în casa voastră, cum ordonați lucrurile, cum le schimbați, e vorba și despre schimbare aici, dar e o schimbare în creativitate, o schimbare în idei, vedeți lucrurile altfel sau le faceți altfel de fapt, faceți altfel lucrurile voastre, abordați diferit, se schimbă abordarea voastră în ceea ce privește modul în care munciți, modul în care vă gestionați, poate afacerea, vă gestionați rutina și așa mai departe. Cam atât pentru tine. Și să trecem la numărul 2. Pentru cei care ați ales numărul 2, cum va fi această săptămână? Avem deja victorie, da? Și 2 și 6, dar și 8. Multă energie feminină, da? Energie pasivă. Element de apă, pentru că avem 2, 6 și 8. Deci poate sunteți și zodii de apă, sau aveți multe planete zodii de apă. Evident, sunt doar niște repere astea. Cum va fi prințul de cupe, că tot am zis, elementul apă, că este în evidență. Eremitul și ce mai avem? Temperanța, ok. Simt așa că e vorba despre mișcarea asta mai lentă. Mai lentă și a eremitului și a prințului de cup pentru fel sau altul și cu toată energia sa feminină. Deci este o mișcare lentă, dar fix această mișcare lentă, această acțiune mai ușoară, mai lentă, mai precaută,
Pentru că așa sunt și cu eremitul și cu temperanța, o să vă aducă victoria, o să vă aducă reușita asta în această săptămână. Poate chiar în iubire. Poate că lucrurile se vor schimba. Vor apărea, de fapt, niște mesaje. Avem prințul de cupe aici, ceva ce ține și de iubire la voi, în mod special este în evidență cu prințul de cupe. Ideea asta de iubire, de relații afective și așa mai departe, în mod special de cuplu, poate că veți primi mesajele astea romantice, da? Sau mult așteptate în ceea ce privește iubirea. Puțin mai greu, mai lent cu eremitul, da? Este cineva care se gândește foarte mult, este foarte înțelept. Încearcă să găsească o cale de mijloc. Simt că veți avea de-a face cu această persoană, neapărat că sunteți voi, nu simt că este energia voastră, ci mai mult voi așteptați această, vreau să zic, receptați. Așteptați această energie să primiți din partea acestui prinț de cupe, din partea acestei persoane. Deci e așa o săptămână romantică pentru voi mai mult. Așa simt. Și pentru voi începe poate chiar un nou capitol în ceea ce privește iubirea, că avem prințul de cupe. Este un început, o victorie, începutul unei victorii în iubire, în amor, cu eremitul și cu temperanța. Dar e cineva care cântărește foarte bine lucrurile, e o persoană destul de rațională, dar și sentimentală totuși, cu prințul de cupe și cu eremitul. Persoana înțeleaptă. Care cântărește foarte bine lucrurile. Sau încearcă să împace pe toată lumea, nu știu, așa simt cu temperanță. Să găsească o cale de mijloc, poate o cale de mijloc să vină la voi, să... De aici cea care se îndreaptă către voi, poate să fie chiar, nu știu, persoana cu care aveți de-a face, persoana dragă, iubită. Introspecție avem aici. Ai încredere în visele tale. Da? Și se apropie un moment apoteotic extrem de intens, luna plină a semnul berbecului. Poate de aceea lucrurile merg puțin mai greu în acest moment. Poate că voi faceți așa pași mai înceți către, nu știu, această victorie, da? Către această reușită și cu temperanța, pentru că vă așteaptă într-adevăr un moment că se apropie. Avem aici, se apropie un moment extrem de intens, cu lună plină. Deci e ceva, tot așa, se finalizează cu lună plină. Urmează să se încheie un capitol sau să se finalizeze o etapă importantă care se va dovedi a fi foarte intensă. Să mai vedem. Steaua aici. Multe arcane majore la voi. Deci e o săptămână importantă. Poate așteptați vești din partea cuiva, așteptați să vă scrie cineva. Ia uite-vă alături de cupe. Nebunul. Da, să vă anunțe. Și regina de monede să vă anunțe despre un început. Așa simt. Să vă ofere niște vești. Doi de monede, da, am zis. Cineva care e așa neapărat în dubii, dar preferă să vadă din mai multe perspective situația voastră. Regina de spade aici, da, e cineva foarte rațional. Simt că o să aveți de-a face cu această persoană. Nu simt că e energia voastră, ci simt că este cineva din exterior cu care o să aveți de-a face în această săptămână. Cum aș zis, poate partenerul de viață, partenera sau poate o persoană dragă vouă, o persoană pe care o îndrăgiți și pentru care aveți sentimente și care se îndreaptă către voi, dar cum aș zis, mai lent. Dacă nu e vorba despre iubire, deși eu simt mai mult că este vorba despre iubire, poate să fie vorba despre o ofertă ce ține de visele voastre, de obiectivele voastre, de dorințele voastre foarte puternice, foarte interioare. Poate că voi vă îndreptați
către acest nou început, romantic sau plin de emoții. Adică e ceva care vă oferă foarte multe emoții. Și încercați să stați, să fiți foarte raționali, foarte detașați, să gândiți foarte corect, direct, cu regina de spade. Dar aveți foarte multe emoții aici, sunt foarte multe emoții, poate chiar și noi, care apar, dar și emoții pe care încercați să le țineți așa sub control, da, foarte mult. Ca să reușiți, ca să... Cred că încercați să nu vă lăsați copleșiți de niște emoții în această săptămână. Și cu temperanța, da. Poate că este și această persoană care vă pune pe jar, dar vă pregătiți pentru un moment extrem de intens. Poate că nu săptămâna aceasta va fi acest moment, că până la urmă uita la regenerală, dar în săptămâna asta, în special, sunteți foarte, foarte rațional și încercați să vă echilibrați energia și mai ales să mergeți pe zona asta de rațiune. Dacă nu e cazul, poate să fie vorba despre o persoană cu care veți de face. Este și posibil așa, pentru că văd asta. Văd să fie o persoană care cântărește foarte bine lucrurile. Este și emoțională, emotivă, afectivă și așa mai departe, dar este o persoană care cântărește foarte bine lucrurile, se detașează, știe să se detașeze, deci e o persoană matură emoțional, această persoană cu care aveți de-a face. Și, da, văd intenții bune aici. Sunt intenții bune, clar. Și se apropie către voi. Poate cu o ofertă de iubire. Avem și prințul de cupe și valetul de cupe. Deci e o invitație romantică. E ceva frumos, romantic. Cuvinte romantice, mesaje romantice și așa mai departe. Chiar o invitație. Da? A pleca undeva, a hoinări undeva, zero. Nebunul. Dar nebunul vorbește într-adevăr despre a fi irațional, da? Culmea, așa avem și regina de spade. Sunt foarte multe contraste aici. Multă complexitate și cu doi de monede și cu temperanța. Ori sunteți voi, ori e persoana cu care aveți de face în această săptămână. Dar oricum ar fi, veți merge mai mult pe partea asta de rațiune. Ori voi, ori acea persoană. Da? Și veți face, cel puțin, da, avem și impuls cu berbecul. Cred că vor fi și momente de-astea de impuls. De a acționa așa pe impuls mai mult. Dar văd mai mult energia asta de aer și eremitul mi este foarte mult în evidență și temperanță. Poate chiar în a-ți exprima sentimentele. Da, ați exprima sentimentele și cu victorie. Vă exprima sentimentele mult mai rațional, mai calculat. Ca zodii avem fecioară, săgetător, berbec, leu, capricorn, scorpion, pești și ceva de aer, vărsător, că tot am văzut steaua. Cam atât am pentru voi, dragilor. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.